jurnalist, multă experiență. Ai scris reportaj. Mult, mult reportaj. Mult. Întrebare, de ce reportajele făcute în mediul rural ies de obicei mult mai bine decât cele din mediul urban? De ce satul de imagini? Țăranul nu seamănă cu orășanul, e atât de simplu. Țăranul e încă, mai, vezi, țăranul mai are candoarea aia și puritate. Mai are din candoare și puritate. Măcar prin genă o mai are. Adică restul comportamental, țăranul, din păcate, cum? Eu cunosc țăran care făceau alcool din găinat și vindeau semenilor lor. Poți să-ți imaginezi așa ceva? Uite, s-a ajuns până aici. Eu țin minte o poveste din Ardeal, s-a publicat prin Flacăra, prin 74, o bătrână de aici din Ardeal care vindea poprică. Și ea, ca să facă poprica mai satârne, ce crezi că a luat? Idiota. Miniu de plumb, domnilor. Pentru că miniu de plumb are culoarea popricii. E roșu. Miniu de plumb. Ăla este toxic. Și vindea la toată lumea și odată a greșit și ea și a intrat în spital, că făcea saturnită. Este o boală, că îți umflă ochii. Boala de plumb. Deci aia o făcea pentru semenie. Cum poți să-i dai, domnule, unui om să-l omori? Eu asta n-am putut și n-am să o înțeleg niciodată. Acum e altceva. Toate industriile alimentare din lume sunt criminale. E prea multă lume, interesul lor e să dispară multă lume. Nu știu, poate ne veni și nouă rândul. Exagerez puțin, dar nu vedeți, toate industriile astea sunt criminale. E o crimă justificabilă. Dom'le, ce vezi că asta are euri multe. Acum, noi care mai citim sau care mai suntem atenți la asta, dar... Tată, uite-te acolo în munte, un țăran care încă n-a coborât din munte, are 20 de ani, ăla știe ce s-a la euri, să uită la euri, dacă vede avertismentul, care dintre euri este ăla mai periculos, și pe dragă, eu pe asta nu o cumpăr. Și de ce mai salvează țăranul? Pentru că are încă totul ecologic, are totul la... are găină, are ou, are tot ce-i trebuie. Altă tară a civilizației pe care eu o urâm cu toții, dar ne hrănim din ea până să ajung la internet, este televiziunea, care modifică, strică, de cele mai multe ori educă destul, dar strică și modifică tot. Și aici, iarăși, nu vin la experiența noastră că suntem în plină involuție, nu-i zic evoluție, involuție, este o carte a lui John Steinbeck care se numește Mie în Charlie, eu și Charlie în redescoperirea Americii. S-a reeditat acum, cred că la Humanitas. Și este povestea marului scriitor american, până la 70 de ani, așa, zice, dom'le, hai să mă mai fac și odată, ca la 25 de ani, să fac turul Americii. Acum, fiind miliardar mare, unul din mari scriitori, John Steinbeck, da? S-a dus și a comandat o rulotă cu tot ce trebuie în ea și l-a luat pe Charlie, câinele lui favorit, și a plecat în turul Americii. Și constata, asta se întâmpla prin anii 50. Ca să vedeți diferența de timp temporară dintre România și Statele Unite, de civilizație. Și tu mi-ai zice, de-abia așteptam să mă duc în Montana. Vai, zice, în Montana. Limba aia extraordinară, era o limbă metalică, frumoasă, și luminoasă și melodioasă. Când se duce nimic, toată lumea vorbea, atunci constată, ce, ca la televizor. Pentru că s-a făcut o limbă americană oficială ca sunet, nu vorbesc de aia impusă, ca sunet. Și nu mai știu de ce televiziunea a egalizat totul. La noi încă nu e, vezi, sunt în Ardeal. Eu vă jur că mor, soția mea din Ardeal, mor de plăcere, eu vorbesc numai ardelenește. Că așa îmi place. Eu am o ureche muzicală, în Moldova vorbesc moldovenește, așa, cu graiul ăla. Și mi se pare că e un respect și un omagiu adus oamenilor de acolo. Dar limba s-a stricat. Deci vorbim despre otrăvirea și mutațiile făcute în limba română. Cei mai periculoși dușmani stricători de limbă sunt crainicii de știri, oamenii de la știri, 2, politicienii, și 3, care sunt cei mai periculoși, sunt crainicii de fotbal. Pentru că la fotbal sunt milioane de oameni care îi ascultă. Și ăla trece, zice, mingea trece de puțin pe lângă bară. Care, mă, de puțin?
De ce nu zici puțin pe lângă bar? Și zice de puțin pe lângă bar. Dom'le, asta o combătea Alexandru Graur când trăia. Nici acum nu s-au vindecat. Deci cei mai mari stricători de limbă reține sunt crainicii de fotbal, pentru că au deschiderea mare, au rating mare. Dar puai de mine. Când auzeam asta cu, nu mai zic să mă scuzați, vorba de limba română, cacofonii. Liverpool atacă. Și de aici ligamentarea dintre Liverpool și litera A este atacă această echipă mare, sau Liverpool E, o mare echipă, și așa mai departe. E îngrozitor. Pentru că ei și lumea de se consideră făuritori de limbă, da? Stricători de limbă, nu făuritori de limbă. Ia, ăsta este iarăși un mare, imens pericol. Copilul ascultă la radio. Copilul, eu când eram mic, transmiteam și eu meciul. Mingea la Costel, de la Gigel Ionel. Și auzea, ah, stimați telespectatori, stimați ascultători, de puțin pe lângă bar. Și te iei după ăștia care sunt și ei. Cunosc fotbal, dar sunt ușor alfabetizați, din păcate. Alexandru Graur, la urma urmei, are un urmaș care exact cu asta se ocupă, cu comentarea meciurilor de fotbal. Alexandru Graur, confuz cu tatălui. Alexandru Graur, fiul lui, e comentator de fotbal. Fiul lui Dumitru Graur. Alexandru Graur a fost academicianul, a murit de mult. Cel care ne-a învățat gramatică și altele. Și el avea, apropo, avea o chestie extraordinară. I-am citit acum o cărțulie din care tot avem ceva de învățat. Spunea că, la urmă, un lucru incorrect pe care îl folosește, se folosește în masă, nu trebuie să aibă aprobarea Academiei, pentru că deja populația îl adoptă din primă. Înțelegi? Uite, n-am acum un exemplu să vă dau, dar are perfectă dreptate. Deci, uneori împotriva Academiei, noi zicem, nu știu, florilii. Dacă toată lumea zice florilii, degeaba Academia Română lasă în dicționare florile. Dacă tot poporul zice florilii, că mamaia așa vorbea. Mamaia vorbea cu florilii. Și avea un trecut fabulos, fosteră. Zice, am fosteră aseară la film. Am fosteră, n-am găsit nicăieri chestia asta. Bine, dar Graun mai spunea ceva, că specific poporului român e salutul. Și are el o teorie foarte frumoasă. Salut? Salutul, da. Oamenii se salută de dimineață până seara. Acum, cel puțin așa pare în satele din zonă, oamenii se salută din ce în ce mai rar. Credeți că se întâmplă ceva, că oamenii nu mai simt nevoia, mai ales în zonele rurale, unde erau foarte deschiși? Este un fenomen social. Poate vorbiți de o însingurare, de o socială vorbind. Deci, cam fiecare să-și vadă de treaba lui, vecinul din casa aia, să nu vorbească cu vecinul din casa aia, înseamnă că au ceva de ascuns. Românul era mereu pe față, era mereu deschis, deschis la suflet. Dar uite, viața te învață, n-ai ce să faci. Nu că te învață, te obligă. Am citit o carte despre vremea când oamenii trăiau în arbori, deci perioada aborigenă a omenirii. De ce trăiau în arbori? Pentru că erau atât de multe animale încât nu puteau, și atunci aveau de-a față cu maimuțele, cu corbii, erau mai puține animale care le punea viața în pericol. Și atunci exista comunicarea între ei, în primul rând aia de securitate, de apărare a lor, oamenilor cocoțați în copaci. Aia era. Dar acum nu, parcă nu mai, încă n-a venit dușmanul ăla care să ne unească. Și am văzut asta la sate. Da, acum haideți să vedem. Cine populează, domnule, satele? Că vine un milionar care e de acolo, bravo lui, își face o vilă, bravo lui, dar el e atât de bogat față de ăia cu care a copilărit, încât n-are chef să se întâlnească cu ei și să facă cu ei vreo, să aibă cu ei vreo discuție, că să se vadă diferența dintre el și semen. Adică eu cred aici într-o sărăcie unificatoare, scuzați-mi dezideratul, eu cred că sărăcia unificatoare mai poate ține unitatea unui popor. Pentru că bogăția dezbină. Deci să sperăm că totul satul trăiește, chiar dacă nu prin o sărăcie generalizată și unificatoare? E, să știi că aici putem face altceva, putem să redefinim satul. La ora asta satul este o adunătură de, nu, hai să nu zic peiorativ, e o adunare de bătrâni și de șomeri. Aia e inima satului. Eu am făcut acum în sat la soția mea, am făcut
chiar am scris un articol, pe un program, i-a fost ziua lui Simeon Bănuțu și ei sunt satul lui Bănuț. Și am scris acolo că, domnule, aduc un omagiu oamenilor care au rămas în sat, care n-au părăsit satul și care se luptă acolo cu sărăcia și cu toate. Dar ăia se luptă pentru că n-au avut șansa de a scăpa. Așa cum visam noi în comunism, voi n-ați apucat. Eu visam, tot timpul visam să fug din țară. Era dezideratul meu primar, să fug din țară, să mă duc. Și n-am putut să fug pentru că am tot timpul am fost prin țări socialiste, n-aveam șansa de a fugi și nici n-am avut curajul ăsta romantic și cavaleresc să trec Dunărea Not. Am un văr care mi-a stricat dosarul, care a fugit în 88. Noroc că a venit repede revoluția. Dar te uiți la sat și îți vine să pleci. Mă uitam la sat cu soția mea câte sate sunt părăsite, câte case sunt părăsite acum. Sau sunt cu obloanele trase, cu lacătul în loc că sunt oameni cinstiți acolo și vine omul de Paști și de Crăciun dacă vine. E o bucurie extraordinară când vii de Crăciun în sat și vezi biserica plină. Extraordinar. Și e la fel cum e tragedia că vezi niște bătrânei cu pălăria în mână frecând-o în biserică atunci când nu e satul. Satul este, hai să vă zic ceva, am fost cu soția mea la satul unei eroine, Elisabeta Riza. Am fost cu preasfințitul Calinic, cu preotul de acolo și am cunoscut-o pe Elisabeta Riza. Elisabeta Riza a făcut o educație anticomunistă copiilor mei, fără să-și dea seama. Copiii erau mici, 10, 12, 13 ani. Povestea când o venit securistul, o dus-o în casă la boieru. A dus-o în casă la boierul satului, care era fugit în munți, și avea coadă. Și-a pus-o pe masă, i-a legat coada de cleștele ăla de la lampă, cârligul de la lampă, și i-a tras masa. Și i-a rămas scalpul acolo. Deci ne-a povestit. Și mi-a rămas scalpul acolo. Uite! Și când femeia și-a luat scalpul, hai că băia pe plâns. Și copiii mei au văzut, au început să plângă și ei. Deci îți dai seama, să vezi o femeie cu scalpul rupt, spart, luat. Și până mă și-a pus la loc cu brobadă, cu tot, și l-a pus la loc. Păi cum să nu te... Și mă duc după 2 ani, 3 ani, anul trecut, mă duc acolo. Și văd un nemernic, poate să mă dea în judecată, vecin cu ea. Că e o zonă pustie, iar e casa așa în val. Și când mă uit cu nevastă, mă văd că la nivelul drumului, bălării la atâta. Mamă că s-au stricat țărăniștii și Liviu Mihaiu și Cațavenci și tot. Să-i facem, să... Doamne, și cum a murit, cum s-a dus? Este Dudău, îi zice, mama aia așa îi zicea, Dudău. Bălăriile astea crescute aproape, deja dincolo de casă, fiind în vale. Și era unul vis-a-vis, dar venise cu mașina. O, să trăiți de o stancă, hai rapidu! Zic, bă, lasă asta cu hai rapidu. Dar vouă nu vă e rușine, că aici stă o eroină a neamului. Dom'le, poți să crezi? Eu am crezut că n-aud bine și am spus, dacă mă vezi la televizor, închide televizor. Te rog eu frumos. Și am plecat. Am plecat plângând. Românul, dacă ești acolo, ești erou. Aici este nebunie. Românul n-are noțiunea de erou. Nu are. Dacă erou, uitați-vă cum a fost demitizat. Uite, chiar un Ilie Năstase. Vorbesc de miturile copilăriei mele, care acum sunt batjocorite. De noile generații și de vechile generații. De ce? Că îi arată că e ca el, domnule. Și ăsta respiră. Bă, dar tu nu te gândești că, uite, unul ca Berceanu, luptătorul, care a luat 1000 de medalii, Ilie ăsta, Pațaichin, care a luat cele mai multe medalii, după, înainte de Nadia, din România. Și îl vezi, și l-au atacat, s-a certat la clubul Dinamo. El are statuie în fața la clubul Dinamo. Dar nu l-au dat afară din canotaj. E una politică care trebuie să ia locul. Și așa mai departe. Deci noi avem niște eroi, ne-a dat Dumnezeu niște eroi. Uite criza de acum, olimpică. Că aia ne face, și aia ne, una din fabricile de eroi era Olimpiada. Avem eroi și noi îi tragem de pe soclu. Bagiocorim, bagatelizăm ce avem mai important pe lumea asta. Și culmea, nu dușmanii că vin ungurii, că vin rușii, că imbecilul de român face asta. Mă scuzați, n-am zis sărăn, am zis român.
Ori noi ne demitizăm, de-aia spun că noi avem o genă sinucigașă. Poporul român are o genă sinucigașă. A luat-o de la Ludovic, ăla al XIV-lea, care a spus că după mine, a promoale de luși, după mine potop. Nu-l interesează. Păi ce dotare avem noi, ce natură avem noi, ce relief avem noi. Uitați-vă la olandezi care stau sub apă, deci dacă se spar digurile alea, țara Olanda dispare într-o noapte. Uitați-vă la ei. Și uitați-vă ce ne-a dat nouă Dumnezeu. Și ne batem joc, ne batem joc, ne batem joc. Dacă un om vine și își face, își arondează ceva într-o zonă frumoasă, pe banii lui, pe munca lui, și face, toți se găsesc unii care să-i fure, să-i strice. De ce? Bă, bine, adică hai că încep de la proslăvirea țăranului român la denigrarea lui. Ori denigrarea lui este un proces pe care un om de la înălțimea vârstei mele îl poate vedea. Voi nu vedeți încă, sunteți prea aproape de el, pentru că românul, în loc să promoveze academicianul, promovează mitocanul. Asta este. Și totuși, care e șansa de a supraviețui în final? Care e ocada? Nu văd. Am găsit niște previziuni privind omul în opera lui Welbeck, am citit-o în vara asta, încă sunt la lectură, deci Michel Welbeck, un scriitor francez, care are niște variante. Una din ele e găsită în... Bine, una din variante este aceea că... Dar nu, hai să... E vorba de țăranul românul de omenire. N-are rău să vă dau soluțiile Welbeckiene, ca să zic așa. Eu nu văd. Deci ce văd eu acum este că țara asta este pe cale de dispariție. Fie că te duci la Megidia și vezi trei stadioane! Unde era fabrica de ciment, fabrica de... Nu știu câte fabrici aveau. Și vezi totul ruină, e un oraș colinar. Are 6 coline. Dezastru. Acolo un primar comunist a chemat cei mai buni sculptori din România și a înnobilat toate dealurile alea, măgurile alea care erau ale orașului și a făcut un oraș superb. Pe vremea comuniștilor. Uitați-vă să vedeți acum. Nu mai vă spun, duceți-vă la Zlatna, duceți-vă la Zlatna ca să vedeți ce a rămas din el, pentru că primarul din Zlatna ce face acum este incredibil. Dar asta e marea înțelepciune a celor care l-au ales și l-au ținut mai multe mandate ca să poată face chestia asta. Pentru că dacă primarul face azi un festival, mâine vine alt primar și spune, nu mă interesează, domn. Păi eu vreau fotbal, eu vreau, nu știu ce, câtă clasă are și cât orizont cultural avea. Ăștia sunt excepții. Repet, duceți-vă în zona Argeșului, unde, fiind aproape Ceaușescu, Slatina, toate, Slatina, și vedeți, e adevărat că orașele sunt frumoase, sunt cochete. Zău, eu am fost în Slatina în decembrie 89, înainte de Revoluție. Eram în turneu, eram prezentator de spectacole cu Rapsodia Română și prezentam spectacole cu diversi, cu Mircea Vintilă, cu așa. Și este ultima imagine, eu care mi-a rămas groaznic. Când m-am dus în Slatina și am văzut acum cât de frumos, cât de dotat. Dar aluminiu mai este și l-au luat și rușii. L-au luat alții, hai, nu zic rușii, că n-am ceva cu ei în mod deosebit. Sau dacă am o să scriu un roman, o să vă spun acum două vorbe. Sunt orașe care au dispărut, care au rămas, au fost despuiate de industrie. Și atunci nu vezi decât lume săracă, lume disperată. Bine, ne întâlnim peste 5 ani, o să fie mai bine sau mai rău? Un pariu de final? Nu, e foarte greu, e foarte greu. Adică aș putea face glume pe chestia asta, dar nu că nu trăiesc eu, ci ne vedem peste 10 dacă e să vezi că trăiesc și că încă merge mintea, în sensul că funcționează. Nu că se deștept, că deștept cât am acumulat, nu știu, mi-ajunge. Hai să ne uităm împrejur așa, să facem pariu ce mai rămâne din frumusețile din jurul nostru. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să discuți cu noi și rămâne valabil pariu. Și dă-mi voie să spun o lozincă totuși. Cât va fi România de peizată? Cât va fi România de pauperizată? Românul nu pierde. Hai să fie că este optimistă. Dar am zis românul, nu România.